Și în momentul când începe să țipe, în același timp și au făcut și plângeri, îi și auzi pe stradă când merg, cu mașini de poliție, jandarmerie și alea. Repede. Repede. Se ajunge la o echipă antitero, după care iar începe. Se pare că această plângere a fost falsă și a stricat motorul Loganului din dotare sau al Volkswagenului Polo din dotare. Sau de ce armata zice un lucru și poliția și jandarmeria spune alt lucru? Adică ceva de genul, ne simți tu dracu, te fac din izite, ne simți tu dracu, faci nu știu ce, ne simți tu dracu, nu faci altceva. Și tot așa. Practic, e vorba cântecului, ceata pițigoi. Dai într-unul, strigă doi, știi? Practic, țipi, țipă unul, țipă doi, noi credem pe toți că sunt mai mulți. E, nu e chiar așa în viață. Pe dacă ar fi așa, de exemplu, pe jos, e un gunoi. E gunoi și gata, ce ia, uite, nu? Sau e o țigare pe jos sau un mug de țigare. E un mug de țigare. Pe dacă le-am luat pe toate așa de-a dreptul, ar fi foarte, foarte rău pentru toată lumea. Nimeni nu s-a gândit până acum că se poate ajunge la ceva de genul acesta. Dar suntem în anul 2022 și încă se face așa ceva. Practic ne așteptăm la o evoluție a poliției și a jandarmeriei, nu a involuției. E ca aceea. Lapte gros și monopol să jucăm. Și sari unul peste altul și unul peste altul și unul peste altul și unul peste altul și până când ultimul se lovește cu capul de perete. De ce oare? Sau ceva de genul, mă duc să o salvez și ieri sunt valuri de 7 metri înălțime, în mijlocul mării. E ca și când te-ai aruncat în elicopter în mijlocul furtunii. Poți să înnoți până la mal? Gândiți-vă așa, ești în mijlocul mării negre, te duce cu elicopterul și zici că și duci să-l salvezi. Și e o furtună mare cu 10-15 metri înălțime valurile și tu încerci să înnoți. Poți să mai ajungi la mal?